Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe Fabrica de Permise. Azi sunt în mașină cu Alexandra. Bună, Alexandra! Și avem câteva subiecte pe care o să le abordăm. Pornirea motorului și oprirea motorului și cum asigurăm mașina. Și plecarea de pe loc, celebra forfecare, cum se execută corect. O să mai facem și plecarea din rampă ca să facem o paralelă între plecarea corectă de pe loc din forfecare și plecarea din rampă, ca să vadă și cei care ne urmăresc. Bun, Alexandra! Deci noi acum vrem să pornim corect motorul. Ce facem? Ambreiajul la podea, piciorul pe frână, frâna de mână jos, o scoatem pe liber, da? Punem contactul, așteptăm să stingă martorii și acum am pornit motorul. Bun. Oprim pe dreapta. Semnalizare dreapta, ambreiaj la podea, piciorul pe frână și acum cum oprim corect motorul? O scoatem pe liber. Da? Tragem frâna de mână. Oprim motorul și treapta 1 de viteză. Dacă suntem în pantă, indicat este ca noi să cuplăm în treapta marșalier. Da? Bun, facem încă o dată. Plecarea de pe loc. Ambreiajul la podea, piciorul pe frână, frâna de mână jos, am scos-o pe liber, punem contactul, așteptăm să stingă martorii. Acum pornim motorul. Semnalizare, asigurare, treapta 1. Este în regulă, ne-am pus în mișcare. Am trecut pe accelerație. Calm. Ok. Oprim pe dreapta. Semnalizare, ambreia jos, frână și ne-am oprit. Asigură mașina, dar fără să oprești motorul. Da, foarte bine. Eliberăm ambreiajul. Calm. Da. Nu intrăm în detalii tehnice, așa se execută corect pornirea motorului și oprirea motorului, plecare de pe loc și oprirea. Acum haideți să executăm forfecarea, Alexandra. Prima dată ți arăt eu, după care execuți tu, da? Da. Ambreiajul la podea, da? Ia picioare de pe pedale, da? Doar te uiți la mine. Treapta 1, da? Mă asigur, am pus semnalizarea. Trec pe accelerație, accelerez 1200-1300 de ture. Da? Țin constant piciorul acolo și ridic ușor ambreiajul până când mașina începe să se pună în mișcare. În acest moment ambreiajul este în punctul de lucru și eliberez ușor restul ambreiajului. Așa se execută corect plecarea de pe loc și forfecarea. Da? Oprim pe dreapta, ambreiaj, frânăm, vreau să faci tu lucrul ăsta acum, da? Bun, am trecut pe accelerație, semnalizare stânga, calm. Mă asigur, așa, accelerație. Și acum eliberez ușor restul ambreiajului. Foarte bine. Ne oprim pe dreapta. Ambreiaj. Frânăm ușor. Iarăși plecăm de pe loc. Semnalizare stânga. Ne asigurăm. Accelerație. Foarte bine. Ridic ușor ambreiajul acoplat, da? Îl țin acolo 2 secunde și acum eliberez ușor restul ambreiajului. Foarte bine. Ambreiaj. Dreapta a doua. Practic, mișcarea trebuie să fie ambreiajul la podea, piciorul pe accelerație, turație undeva la 1200-1300 de rotații pe minut, dau drumul ușor în punctul de lucru, începe să se pună în mișcare, după care eliberez ușor restul ambreiajului. În tot acest timp, piciorul rămâne pe accelerație. Bun, acum ca să facem o paralelă între plecarea corectă de pe loc cu celebra forfecare și plecarea din rampă, în momentul în care sunteți la începutul unei rampe sau în plină rampă, cum suntem noi acum, ambreiajul să-i dăm drumul ușor în punctul de lucru până când mașina începe să tremure puțin, după care să mutăm de pe frână pe accelerație, da? Hai, Alexandra, să le arătăm. Ambreiaj la podea, piciorul este pe frână, da? Bun, treapta 1, semnal stânga, mă asigur, este în regulă, dai drumul ușor la ambreiaj până tremură. Tremură? E ok? Am mutat pe accelerație, ambreiajul rămâne acolo. Accelerez ușor și am eliberat restul ambreiajului. Da, ne oprim din nou, ambreiaj la podea, frână, iarăși plecăm de pe loc. Dăm drum ușor, cu simț, acuplat, am mutat pe accelerație, ambreiajul rămâne acolo, da? Accelerăm, accelerăm și de-abia acum dăm drum ușor la restul ambreiajului. Ne asigurăm și intrăm în depășire. Da? Calm. Lasă-o mai încet, rog frumos. Facem o parcare între astea două, semnal, da? Singurică vreau să o faci. Distanța e foarte bună. Bun. Calm. Da? Ne asigurăm în spate, în regulă, da? Da. Foarte încet. Din ambreiaj, da? Verificăm continuare.
Da. Foarte încet, ridicăm și mașina din spate, da? Da. Bun, verificăm bordura, mașina din spate, da? Încet, încet, Alexandru. Încă puțin, ambreaj și frână și ne-am oprit. Foarte bine, mai multă încredere în tine. Vreau, da? Scoate pe liber, te rog. Sper, dragilor, să vă fie de folos și acest videoclip. Alexandra este puțin mai emotivă din fire, dar nu are de ce, pentru că este foarte sigură pe ea, a început să fie din ce în ce mai sigură și eu sunt foarte mândru de progresul ei. Nu-ți mai fie teamă, știi ce ai de făcut? Fă atât, pur și simplu. Până data viitoare, drumul bun și numai bine vă dorim. La revedere!